Piesa pe care vreau să vă o prezint în această aplicație este cea propusă de colegii de la SolidWorks în anul 2019 în cadrul concursului Modelmania. Deci Modelmania 2019 SolidWorks. Piesa se prezintă în două faze constructive. Aceasta, care este faza întâi, și aceasta, care este faza a doua. Diferențele se observă cu mare ușurință. Aici sunt două găuri în faza a doua față de o singură gaură în faza a întâi. În faza a doua, capetele acestea de la piesă, capetele acestea ale piesei sunt rotunjite, cu o rază de 30 de milimetri. În faza a întâi sunt două linii. Și de asemenea, în faza a doua, aceste fețe la interior au o înclinare de 8 grade, pe când în faza întâi înclinarea respectivă nu există. Nu sunt modificări foarte mari, dar vom, pe parcursul aplicației vom vedea cum vom face trecerea între solidul piesei din faza întâi către faza a doua, fără, atenție, fără a șterge elemente deja adăugate în arborele de specificații. Le voi edita, voi adăuga altele, dar pe cele deja existente nu am voie să le înlătur. Modelarea piesei în faza 1 este destul de simplă și mă duc în meniul Start, Mechanical Design, Part Design. O să lucrez în planul YZ, să zicem, intru în schiță și aici voi trasa acest profil și voi începe cu un cerc de rază 8 sau diametru 16, o linie verticală de lungime 24 și aflată la 22 de milimetri în stânga centrului cercului de rază 8. Concret, cerc, voi plasa centrul cercului în originea sistemului de coordonate. Cercul, spuneam că are un diametru de 16 mm. Voi face puțin zoom. O linie verticală. Știu că linia este verticală pentru că atunci când am trasat-o, ea a avut culoare albastru deschis și de asemenea, după ce a fost trasată, apare acest simbol V, care înseamnă paralelism, deci este practic o constrângere geometrică între linie și axa verticală a sistemului de coordonate al schiței Sketch 1. Spuneam de lungimea acestei linii că este egală cu 24 de milimetri și se află la 22 de milimetri de centrul cercului. Deci 24 de milimetri aici și constrângere de la linie până la acest punct avem o distanță de 22 de milimetri. Sigur, capetele liniei verticale trebuie să fie simetrice față de axa orizontală. Și atunci selectez punctul de aici, punctul de sus, țin tasta control apăsată, selectez punctul de jos și a treia selecție o voi face pe axa orizontală. Se observă aici că am trei elemente selectate. Apăs pe pictograma constrângeri definite într-o fereastră de dialog și aici bifez opțiunea de simetrie. Între capetele liniei verticale și cerc voi duce două linii care sunt tangente la acest cerc și pornesc cu o linie din acest capăt și sigur aici pot încerca să duc această tangență, se și poate duce foarte ușor, dar voi face însă click undeva pe circumferința cercului, în această zonă, clic, și se observă că aici a apărut o constrângere de coincidență. Deci acest cerc, acest simbol cerc, înseamnă coincidență dintre capătul din dreapta al acestei linii și cerc. Mai trebuie să punem o constrângere de tangență. Și atunci, clic pe constrângere, clic pe linie, clic pe cerc, clic dreapta, pentru că în acest moment am o constrângere dimensională de 1,988 de milimetri, nu are neapărat importanță valoarea,
dar voi transforma constrângerea dimensională, prin clic dreapta, într-o constrângere geometrică de tangență. Iată. Același lucru pot să-l fac și în partea de jos a schiței, dar mai simplu este să iau această linie și, folosindu-mă de instrumentul mirror, să o copiez simetric față de axa orizontală. Iată. Cu instrumentul Quick Trim putem șterge foarte bine acest arc de cerc. În acest moment avem un profil închis. Putem verifica acest lucru din meniul Tools, Sketch Analysis, un profil închis, format din 4 curbe. Bun, părăsim schița, Exit Workbench, iată schița, schița 1, și această schiță trebuie extrudată de o parte și de alta planului care o conține pe distanța de 70 supra 2, adică pe distanțe de 35 de milimetri și folosindu-ne de opțiunea Mirror Extend din cadrul instrumentului PAD. Deci în această fereastră PAD Definition am bifat în primul rând Mirror Extend. În câmpul acesta albastru unde scrie No Selection, voi selecta profilul și aici putem să introducem 70/2. Bineînțeles, programul face imediat împărțirea. Dacă apăsăm pe acest buton Preview, se observă 35 de milimetri și OK. Da? Și s-a obținut primul pad al acestei piese. Piesa este străpunsă de o gaură de diametru 10 mm de la fața aceasta până la fața cealaltă. Deci, instrumentul Hall, clic pe această față, apăsăm pe pictograma Positioning Sketch din tabul Extension, clic pe Constrângere, clic pe Asterix, clic pe această muchie circulară, iarăși primim o constrângere dimensională, clic dreapta și o transformăm într-o constrângere geometrică de concentricitate. Gaura este de tip Up to Next, cum am spus, este străpunsă și are chiar diametrul de 10 mm. Preview și OK. Se observă gaura străpunsă. În acest moment avem și elementul Hole 1 în arborele de specificații. Mergând mai departe, se observă că piesa are aici o decupare pe distanță de 50 de milimetri, iar forma acestei decupări este una circulară și avem o cotă de 15 milimetri. Vom selecta planul acesta, care este tot planul YZ, planul în care am început de fapt să și lucrăm. Intrăm într-o schiță. Cercul acela de rază 15 mm sau, mă rog, diametru de 30 de mm are centrul chiar în originea sistemului de coordonate, deci aici un diametru de 30 de mm. Și să avem grijă aici că opțiunea trebuie să fie de diametru și nu de rază. OK. Am părăsit schița. Instrumentul Pocket. Mirror Extend. Și aici se introduce 50/2. Practic înseamnă 25 de milimetri. De o parte și de alta a planului care conține cercul. OK. Piesa prezintă în partea de jos o gaură. Este o gaură care are două diametre.
diametru de 11,5 diametrul mare, diametrul mic de 6,6 mm, adâncimea diametrului mare este de 3,3 mm și o putem poziționa foarte bine într-un plan care se află sub planul care conține centrele acestor două găuri, gaura de aici și gaura de aici. Deci un plan aflat sub planul care conține aceste centre la o distanță de 15 mm, undeva aici. Haideți să vedem cum se face acest lucru. Voi selecta aici planul ZX. Mă voi folosi de instrumentul Plane. Aici de opțiunea Offset from Plane, numai că nu voi crea un plan deasupra, ci voi crea un plan sub acest plan ZX. Deci se apasă butonul Reverse Direction și aici, în câmpul Offset, se introduce valoarea de 15 mm. Și, bineînțeles, în arborele de specificație apare elementul Plane 1. În acest Plane 1, îl selectez, în acest Plane 1 vom iniția o nouă gaură, gaura Hall 2, Positioning Sketch, se observă centrul găurii, aici, asterixul, am făcut click pe el și îl deplasez puțin alături. Și acum trebuie să dăm niște constrângeri. Avem o constrângere de 35 de mm față de capătul acesta și gaura este simetrică față de cele două muchii orizontale. Muchia aceasta și muchia aceasta. Pentru acest lucru, constrângere, click pe asterisk, click pe această muchie aici și aș putea selecta chiar această muchie aici. O să vedeți de ce puțin mai târziu. 35 de milimetri. Eu puteam spune că centrul acestei găuri să fie echidistant față de muchia aceasta și față de muchia aceasta. Deci, practic, să stabilesc o constrângere dimensională și o constrângere geometrică și nu una dimensională. Dar această valoare de 35 de mm va fi transformată mai târziu, în faza a doua, în această valoare de 20 de mm. Și atunci trebuie să am o constrângere dimensională. Vom vedea imediat în aplicație. Voi selecta această muchie. Muchia s-a făcut de culoare roșie. Țin tasta control apăsată. Selectez și această muchie. La fel se colorează în roșu. Și tot cu tasta control apăsată voi alege asterisk-ul. Constrângeri definite într-o fereastră de dialog. Și aici voi bifa opțiunea Equidistant Point. Părăsesc schița. Gaura este up to next. Diametrul mic este de 6,6 mm. 6,6 mm. Tipul găurii alegem de aici Counterboard. Diametrul mare este de 11,5 mm. Adâncimea diametrului mare este de 3,3 mm. Deci, 11,5 în câmpul acesta, 11,5, iar în câmpul depth, valoarea de 3,3 mm. Preview și OK. Și în acest moment se vede foarte clar forma și poziționarea găurii Hall 2 pe piesă și în arborele de specificații. Piesa prezintă și două înclinări. Avem aici o față înclinată, o față înclinată aici, deci aceasta și pe partea cealaltă, cu câte 5 grade. Pentru acest lucru voi selecta fața aceasta, țin tasta control apăsată, voi selecta și fața cealaltă, deci practic am selectat fețele de la capetele
pieței, sunt două fețe plane. Și avem instrumentul draft angle, unghiul de 5 grade. Se observă aici două elemente în câmpul faces to draft. Dacă vreau să văd fețele, apăs pe această pictogramă și mi-apar cele două fețe aici, e în regulă. Iar în câmpul selection pot selecta această față. Este practic o față de referință. Preview. Și se observă că înclinarea fețelor se face către exteriorul piesei. Haideți să apăs butonul OK ca să vedeți cum arată solidul piesei. Așa. Bineînțeles că nu este corect. Înclinarea se face către interior. Uitați unghiul de 5 grade aici și unghiul de 5 grade în partea dreaptă. Deci voi face dublu click pe draft 1. Toate setările aici rămân absolut la fel. Ce va diferi este direcția către care se duce această săgeată. Deci dacă voi face click pe vârful acestei săgeți, click, vârful se duce spre interiorul piesei, deci va fi îndreptat în sus. Preview, se observă că s-a schimbat înclinarea și acum este corectă. OK. Și iată, fețele sunt înclinate spre interiorul piesei. Piesa mai prezintă niște racordări de rază 2 mm. Sunt mai multe muchii racordate cu această valoare și nu voi selecta toate muchiile, ci mă voi baza pe o proprietate, pe o opțiune de tangență. O să vedeți imediat. Și atunci voi selecta doar câteva muchii. Deci voi selecta muchia aceasta, iar conform acelei proprietăți de tangență, și muchia aceasta și muchia aceasta vor fi de asemenea racordate. Voi selecta muchia aceasta, este absolut aceeași explicație. Voi selecta muchia aceasta, aceasta, aceasta de aici și aceasta de aici. Să avem foarte mare grijă că atunci când selectăm o anumită muchie, să nu selectăm de fapt fața care conține sau care este delimitată de muchia respectivă. De asemenea, tot cu tasta control apăsată, muchia de aici se vor racorda în mod automat și muchia aceasta și muchia aceasta și în mod evident muchia de aici. Sper că nu am uitat nicio muchie. Îmi spune programul că am selectat 8 elemente. Haideți să vedem dacă prin aplicarea acestui instrument Edge Fillet cu rază 2. Preview. OK. Dacă piesa este conform desenului. Se pare că da. Putem să ne uităm încă o dată la acest desen. Și haideți să vedem și ce volum are piesa. Mă voi folosi de acest instrument Measure Item, șublerul. Click pe Parabody. Și aici am un volum de 16.812,602 milimetri cubi. Cancel. Și cred că putem trece la modelarea piesei în varianta a doua, deci în faza a doua, care este aceasta. Sigur, așa cum am spus, nu am voie să șterg elemente din arborele de specificații. Cu alte cuvinte, nici nu se pune problema să fac modelarea piesei în faza a doua, să o fac de la început, fără să țin cont de piesa în faza a întâi. Deci va trebui să facem niște editări. Prima editare pe care aș vrea să o fac este această formă a
e legată, deci această editare este legată de forma circulară a acestei muchii și, sigur, implicita acestor fețe de la capetele piesei. Și aici observăm că avem o rază de 30 de milimetri și în partea din stânga și în partea din dreapta. Și că această racordare pornește, evident, de la bază. Se observă în acest arbore de specificații că unul dintre elemente, și anume ultimul, este subliniat. Aceasta înseamnă că acesta este, edge fillet 1, este elementul curent al piesei. Orice aș adăuga acum prin modelare în arborele de specificații, va fi plasat după acest edge fillet 1. Dar, dacă aș dori să mă întorc cumva în trecutul piesei și să văd cum arăta piesa, să zicem, imediat după aplicarea instrumentului Hall 2, pot să fac aici click dreapta pe Hall 2 și din meniul contextual să aleg această opțiune Define in Work Object. Și așa arăta piesa înainte de a fi aplicat instrumentul Draft și instrumentul Edge Fillet. E bine, mergând pe aceeași idee, voi face click dreapta pe pad 1, Define in Work Object, ca să vedem cum arăta piesa chiar la începutul modelării. Și iată că ne amintim de schița 1 și de acea extrudare de o parte și de alta a planului YZ. Și aici, pe acest model, vom face niște modificări, astfel încât aceste muchii de aici să devină arce de cerc. 30 de milimetri și în stânga și în dreapta. Iată cum facem. Clic pe fața aceasta, voi intra într-o schiță. Se observă deja că această nouă schiță este adăugată după pad 1 și nu după edge fillet 1. De ce? Pentru că pad 1 a fost selectat. El este elementul curent, elementul asupra căruia se presupune că am lucrat și orice adaug se va adăuga imediat după el. Muchia de aici, ținta asta control apăsată și muchia de aici, le selectez și mă folosesc de instrumentul Project 3D Elements pentru a le proiecta în schiță. Deci, practic, în acest moment, schița aceasta 7 conține două elemente, Projection 1 și Projection 2. Sunt două elemente 2D, bidimensionale, obținute prin proiectarea în schiță, cum spuneam, a două muchii care fac parte dintr-un corp tridimensional. Apăs aici pe această pictogramă Normal View ca să am o vizualizare ortogonală asupra desenului, asupra schiței, și voi face un cerc care are centrul cu restricție la axa orizontală, un cerc de diametru 60 de mm, pentru că aici avem raza de 30 de mm, deci diametru 60. Pot să trag puțin centru mai spre dreapta. Și acest cerc cu această muchie, clic dreapta, să fie tangent. Voi face dublu clic pe Quick Trim ca să-mi rămână instrumentul activat. Voi șterge niște arce de cerc, și anume acesta, acesta, acesta de aici și două capete de linie, și anume acesta și acesta. Și părăsesc instrumentul Quick Trim. Se observă aici că în acest moment schița conține linia aceasta, care a fost editată, s-a șters puțin linia de aici. La fel, linia aceasta de sus, tot așa, îi lipsește un capăt și acest arc de cerc. E bine, mai am nevoie și în partea din dreapta de același arc de cerc. Deci voi face click pe arcul de cerc, mirror, și selectez axa verticală. Și iată și în partea din dreapta. Dublu clic iarăși pe gumă, șterg capătul de aici și capătul de aici.
închid sau mai bine zis dezactivez instrumentul Quick Trim și observ arcul de cerc de aici. Atenție foarte mare că aceste arce de cerc, acesta și acesta, nu au același centru. Unul are centrul aici, celălalt are undeva un centru aici. Deci nu au același centru. Am părăsit schița, Exit Workbench. Se observă foarte bine profilul. Și vom face o decupare pocket, folosindu-ne de acest profil pe care tocmai l-am desenat în schița 7. Aici se alege opțiunea Up to Next, da? Și apăsăm pur și simplu butonul Preview și se observă că piesa, volumul piesei, solidul piesei este tăiat la interior. E bine, nu asta ne dorim. Deci, această săgeată va trebui să fie îndreptată către exteriorul piesei, ca să-i spun programului să decupeze solidul cu exteriorul schiței. Deci, iată, apăs pe butonul Reverse Side, săgeata s-a dus către exterior. În același mod, pot face foarte simplu click pe vârful săgeții. Poate că este mai intuitiv să facem click pe vârful săgeții decât să apăsăm pe acest buton Reverse Side. Cu vârful săgeții îndreptat, cum spuneam, către exterior, Preview și OK. Da? Și se observă că piesa este rotunjită la capete. Sigur, aici primim un mesaj de eroare, pentru că acest instrument Draft 1, sau mai bine zis, acest element Draft 1, nu poate fi actualizat. De ce? Îi lipsesc două fețe. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Apăsăm aici pe butonul Edit. OK. Și se observă că Draft 1 folosea, conform piesei în faza 1, folosea fața aceasta, care era cu galben, și fața cealaltă, de asemenea tot cu galben, pentru a-l înclina. Deci avea două fețe selectate pentru a-l înclina. Ei bine, aceste două fețe nu mai există, pentru că tocmai am tăiat elementul acesta pad 1, tocmai l-am tăiat cu o schiță și am obținut pocket 2 și aceste două fețe trebuie înlocuite. Deci, în această fereastră Draft Definition, la Faces to Draft, scrie No Selection, clic aici, fac puțin zoom, voi selecta această față curbă, clic, se observă deja selecția aici, voi ține tasta control apăsată și voi face clic și pe cealaltă față, iată, am două elemente selectate, sunt două fețe selectate, dacă vreau să le văd pot să apăs pe această pictogramă, acestea sunt, preview, și OK. Și în acest moment, Draft 1 nu mai dă niciun fel de mesaj de eroare. Putem să facem oricând dublu click pe Draft 1 și să vedem cum sunt înclinate fețele. Sigur, în această reprezentare în care Pocket 2 este subliniat, Draft 1 nu apare. Când am făcut dublu click aici și apăs pe Preview, se vede. Prin aceste trunchiuri de con, se vede cum va fi înclinată fața. Dacă vrem chiar să vedem această față, voi face click dreapta pe Draft 1 și aici voi da această opțiune, voi alege această opțiune Define in Orc Object și vedem fețele înclinate. De asemenea, aici mai trebuie să înclinăm aceste fețe de la interior. Fața aceasta și fața aceasta. Mă refer la fața de aici și fața de pe partea cealaltă. Cu câte 8 grade. Și se observă că această înclinare se face cumva față de un plan care trece prin axa celor două găuri.
Planul respectiv nu există. Deci va trebui să-l creăm. Ca să-l creăm, va trebui să punem un punct de referință. Și atunci, iau de aici instrumentul Point. Voi alege opțiunea Circle Sphere Ellipse Center și voi selecta această muchie de aici. În acest moment, în centrul acestui cerc, care acum este marcat cu roșu, apare centrul său și este practic punctul pe care doresc să-l aplic. Și apăsăm aici pe OK. Se observă punctul adăugat în arborele de specificații, point 1. Și aici vom crea un plan, să spunem plane. Planul acesta să fie paralel cu planul acesta, dar să treacă prin punctul acesta. Și atunci vom alege de aici opțiunea Parallel Through Point. Ca referință am selectat planul ZX și ca punct iau acest punct, point 1, pe care l-am creat puțin mai devreme. OK. Fața aceasta și fața aceasta le selectez ținând tasta control apăsată. Instrumentul draft. Unghiul este de 8 grade, așa cum se observă aici. 8 grade. Iar ca element de referință voi selecta acest plan plane 2. Deci acest plan de aici. Preview și este corect. OK. Se observă și că draft 2 a fost adăugat în arborile de specificații după draft 1. O altă modificare pe care trebuie să o facem este să luăm gaura de aici, așa cum apare în faza 1, și să o ducem către stânga, să fie aici, și la distanța de 20, și apoi să mai creăm încă o gaură la distanța de 30 față de ea către dreapta. Cum facem acest lucru? Păi, gaura aceasta este hole 2. Dublu clic aici pe sketch 5. Și dublu clic pe acest 35 și aici vom introduce noua valoare de 20 de milimetri. Da? Se observă. Părăsim schița și putem să multiplicăm foarte bine această gaură. Deci hole 2 rectangular pattern. Sunt două găuri identice, aflate la distanța de 30 de milimetri una de alta. Deci, pe prima direcție, cred, să vedem imediat, 30 de milimetri, iar ca element de referință pot să selectez această muchie de aici, dacă vreți. Multiplicarea se face implicit în partea din stânga, către stânga, nu este, bineînțeles că nu este bine. Apăs pe butonul reverse și gaura se multiplică corect spre interiorul piesei. Foarte mare atenție să fie selectat aici, în acest câmp, obiectul pattern, să fie selectat gaura și nu curent solid, cum am mai văzut în niște aplicații. Preview și OK. Ce mai trebuie să facem? Trebuie să revenim la aceste racordări. Racordare de 2 de aici, racordare de 2, racordare de 2 și așa mai departe. Aceste racordări deocamdată nu sunt vizibile pentru că acest instrument sau acest element Edge Fillet 1 nu este subliniat. Deci, practic, piesa nu a ajuns încă la aceste Edge Fillet 1. Voi face click dreapta pe Edge Fillet 1, Define an Arc Object și au apărut toate aceste racordări
pe care le-am stabilit din faza 1. Se observă foarte clar, cred, solidul piesei în faza a doua este diferit față de solidul piesei în faza 1. Se observă că nu am șters niciun element din arborele de specificații pe care l-am creat în faza 1, ci doar am făcut editări și am introdus alte elemente acolo unde a fost cazul. Să vedem și ce volum avem pentru piesă în faza a doua. Measure item. Click pe Part Body și avem un volum de 16.218,568 de milimetri cubi. Sper că aplicația a fost una interesantă. Încercați și voi să o rezolvați. Poate găsiți și alte variante de modelare, astfel încât să treceți piesa din faza 1 în faza a doua. Căutați pe internet și celelalte piese din cadrul concursului Model Mania. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere!